Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, am bucuria în această joi seara să vă salut din nou pe fiecare dintre dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească dragostea care v-a determinat să veniți la casa Domnului. Cu siguranță, o zi de joia din timpul săptămânii este o zi de muncă pentru noi toți și dragostea pentru Dumnezeu, pentru Scripturi, pentru părtășia frățească ne împinge să ne întâlnim unii cu alții și să ne închinăm Dumnezeului nostru. În această seară am cântat, ne-am rugat și vrem să continuăm să ascultăm cuvântul Domnului. Am ajuns în Apocalipsa la capitolul 18 și puțin câte puțin ne apropiem de sfârșitul cărții. Cei care aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să deschideți la Apocalipsa 18 și chiar dacă acest capitol este un pic mai lung, este de folos să-l citim. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să citim împreună între capitolul 18. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că toate păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei, turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea, tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu a judecat-o este tare. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn, de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici mirosnele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei, vor plânge, se vor târngui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei câștigă din, și toți cei ce câștigă din mare, stăteau departe și când au văzut fumul arderii ei, strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și și-aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare al cărui belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Bucură-te de ea, cerule,
Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis: cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Și nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece de instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbițe. Nu se va mai găsi la tine niciun meșter în frun meșteșug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei. Pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor care au fost înjunghiați pe pământ. Amin. Frații mei, surorile mele, vă invit, reocupați-vă locurile. Dumnezeu să continue să vă dea în această seară bucurie și mângâiere și cuvântul său să vă aducă cunoștință și motivație pentru sfințire. Am trăit înaintea Domnului în ultimii ani. Experiențele acestea ne-au demonstrat că trăirea noastră înaintea lui Dumnezeu nu-i perfectă și că sunt aici, colo, slăbiciuni, greșeli, poate păcate, lucru care ne obligă să ne reconsiderăm poziția înaintea Domnului. Să ne concentrăm mai mult la locurile în spărtură și să privim în cuvântul Domnului cu viața noastră, să o punem înaintea cuvântului din această seară și să ne întrebăm: Doamne, dacă vremurile acestea sunt realități iminente, dintr-un viitor apropiat, ce fel de oameni suntem noi? Unde sunt locurile din viața noastră unde trebuie să îndreptăm, să părăsim anumite lucruri? Să avem mai multă grijă, mai multă atenție. Doamne, binecuvintează poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Frații mei, aceasta este ultima lecție din șirul de 2-3 lecții pe care noi l-am consacrat conceptului de Babilon. Și așa cum spuneam, Babilonul este un subiect pe care Biblia îl tratează de la începutul ei până în ultima ei carte, Apocalipsa. Și aici, capitolele 17 și 18 au fost dedicate explicării acestui subiect. Data trecută am făcut o incursiune în subiectul acesta din punct de vedere istoric, din punct de vedere biblic, și ne-am oprit la subiectul Babilonul în cartea Apocalipsa. Spuneam și repet în această seară că Apocalipsa compară subiectul acesta numit Babilon, care este un subiect complex, cu o prostituată, care este simbolul infidelității, al lipsei de credincioșie, cum am auzit mai devreme la cuvântul de predică, al destrăbălării. Sub conducerea lui Anticrist, oamenii vor încerca pentru ultima oară să ridice un turn. Pe plan politic, ei vor stabili un imperiu absolut, universal. Pe plan religios, vor realiza o coaliție a neamului omenesc prin cea mai cumplită idolatrie cu care se vor închina diavolului. Și această idolatrie va fi îndreptată împotriva lui Dumnezeu. De aceea tot ce se va întâmpla în vremea sfârșitului se numește anticristos, anti-Dumnezeu, anti-Duhul Sfânt, anti-spiritualitate. Pe plan economic și social au instituit un regim totalitar care controlează viața socială și personală a oamenilor. Însă Domnul va risipi, va împrăștia și va nimici această uriașă organizație a oamenilor. În stilul figurativ al Apocalipsei, în stilul specific Apocalipsei, Ioan simbolizează, după cum urmează, acțiunea acestor oameni în fiecare dintre cele trei domenii menționate mai sus. Observați cum fiara și împărăția ei reprezintă lumea politică de la sfârșitul vremurilor. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa, capitolul 13, versetele 16 și 17. Anticrist și lumea politică. Babilonul sau prostituata este lumea religioasă infidelă lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa, capitolul 17, pe care l-am citit în întregime cu două lecții biblice în urmă. Priviți și în seara aceasta versetele
de la 1 la 5. De asemenea, în al treilea rând, Babilonul, cetatea cea mare, care reprezintă lumea economică și socială, așa cum o vede Dumnezeu. În concluzie, în seara aceasta, vom sublinia faptul că subiectul Babilon este explicat diferit în versetul, în capitolele 17 și 18. Adică, în capitolul 17, Babilonul este prezentat din punct de vedere spiritual ca o prostituată, infidelitate față lui Dumnezeu, în închinare, în spiritualitate. Iar în capitolul 18 este prezentat din punct de vedere politico-social, ca și cetatea cea mare. Cetatea cea mare care nu este găsită în capitolul 17 și prostituata care nu e găsită în mod direct în capitolul 18. De ce Babilonul reprezintă marea prostituată? Cuvântul este curva în Biblie. Noi folosim cuvântul prostituata. Sensul acestor cuvinte este unul spiritual și a fost întotdeauna folosit de profeți. Dacă vom citi cuvântul lui Dumnezeu, vom găsi că Dumnezeu a numit cetatea Ninive sau Tir sau alte orașe ale Antichității și le-a comparat cu o prostituată, cu o curvă, datorită închinării perverse, datorită idolatriei. Priviți, vă rog, Ieremia, capitolul 3, versetele 6 la 8, Isaia 1 cu 21, Iacov 4 cu 4. Profeții întotdeauna au spiritualizat, au folosit în sensul spiritual aceste cuvinte, exprimând infidelitatea, neascultarea și destrăbălarea oamenilor în relația spirituală cu Dumnezeu. Prostituata este replica satanică a bisericii satanei. Aduceți-vă aminte că întotdeauna satana luptă împotriva lui Dumnezeu și încearcă să îi ia locul. Anticrist luptă împotriva lui Hristos și încearcă să îi ia locul. Prorocul mincinos luptă împotriva Duhului Sfânt și încearcă să ia locul. Iar Babilonul cel mare, prostituata, luptă împotriva bisericii lui Dumnezeu și încearcă să ia locul. Tot timpul satana e în opoziție cu Dumnezeu, anticrist în opoziție cu Hristos, prorocul mincinos în opoziție cu Duhul Sfânt, iar Babilonul, prostituata, în opoziție cu biserica. Toate aceste patru elemente încearcă să ia locul celorlalte patru elemente. Tot timpul diavolul încearcă să-l copieze pe Dumnezeu. Și tot ce a făcut Dumnezeu face satana. Tot ce a făcut Hristos face anticrist. Tot ce a făcut Duhul Sfânt face prorocul mincinos. Și tot ce se întâmplă în biserica lui Dumnezeu se imită în Babilon, în cetatea cea mare, în prostituata, în femeia care stă pe gloate, pe ape sau pe fiară. În capitolul 17, Babilonul este numit prostituata de 9 ori, punând în evidență politica de destrăbălare a Imperiului Mondial al lui Anticrist. Priviți, vă rog, cele 9 versete, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16 și 18, versete care conțin cuvântul curva cu referire la Babilon, sistemul mondial unit al lui Anticrist, care reprezintă partea spirituală a imperiului său. Capitolul 18, Babilonul este numit cetatea cea mare, diferit de capitolul 17, unde e numit prostituata, și este numit cetatea cea mare de 7 ori, punând în evidență politica de măreție și de dominare a imperiului anticrist. În capitolul 17 se pune în evidență spiritualitatea falsă a imperiului babilonian, timp în care în capitolul 18 se pune în evidență politica falsă a imperiului babilonian. Priviți, vă rog, versetele 10a, 10b, 16, 18a, 18b, 19 și 21. Babilonul, prostituata și cetatea cea mare au particularități sataniste, ateiste, religioase, umaniste, materialiste, hedoniste și așa mai departe. Observați care sunt particularitățile, caracteristicile Babilonului în capitolele 17 și 18. Controlează activitatea comercială a lumii. Dacă e vorba despre capitolul 18, știm că este sociopolitic, socioeconomic-politic. Dacă e vorba despre 17, știm că e spiritual, dar spiritual în sensul de idolatrie. Priviți, vă rog, capitolul 18, versetele 3, 11, 15, 23. Babilonul, cetatea cea mare, economic, politic, social, controlează tot comerțul lumii. Priviți, vă rog, că ea oferă belșug, va fi o vreme de belșug, vremea lui Anticrist va fi o vreme de belșug, o vreme de incredibil belșug.
Versetele 12 la 16 din același capitolul 18. De asemenea, versetele 2, 3 și 5 obligă la corupție și închinare ocultă. Păcatele Babilonului sunt specifice. Destrăbălarea, versetul 3. Destrăbălarea dusă la apogeu, la culme. Spiritismul și religiile oculte, versetul 2. Crima, violența, răzbunarea și toate păcatele înrudite cu acestea, versetul 24. Și orgoliul uman manifestat la nebunie, versetul 7. Biblia prezintă diferența evidentă între caracteristicile bisericii și ale Babilonului cel mare. Spuneam că în comparație este Dumnezeu cu Satana, Satana se compară cu Dumnezeu și vrea să se pună în locul lui. Anticrist cu Hristos, prorocul mincinos cu Duhul Sfânt și Babilonul cu biserica. Haideți să comparăm pentru câteva clipe Babilonul cu biserica și să observăm în ce fel vorbește biserica, în ce fel vorbește Biblia despre compararea, în ce fel compară Biblia biserica cu Babilonul și care sunt evidențele de diferență între aceste două entități. Prima aparține lui Hristos, a doua aparține lui Anticrist, lui Satana. Observați, vă rog, Apocalipsa 19:7-8, biserica este logodnica mielului. Timp în care Babilonul e femeia fiarei. Scriptura spune că o femeie stătea pe fiară. Femeia e Babilonul. Dar în capitolul 17, sistemul acesta mondial unit este personalizat într-o femeie prostituată. Timp în care în capitolul 18 este simbolizat într-o cetate mare și prosperă. 2. Prostituata este așezată pe fiară și o domină. Timp în care biserica este numită Ierusalimul cel nou și cetatea sfântă. Prostituata este așezată pe fiară, biserica este supusă lui Iisus Hristos. Observați diferența? Biserica este numită Ierusalimul, Babilonul este numit Ierusalimul cel mare, dar biserica este cetatea sfântă, Babilonul este mama spurcăciunilor. Observați, amândouă sunt mari, și Babilonul cel mare și Ierusalimul cel mare. Numai că Ierusalimul cel mare e sfânt, timp în care Babilonul cel mare e spurcat. Tot timpul, între tot ce face Dumnezeu și tot ce face diavolul, de multe ori există o singură diferență: sfințenia. Această diferență a rămas întotdeauna, timp în care în aparență de multe ori n-a mai existat nicio altă diferență, în aparență. Dar această diferență de substanță, sfințenia, va rămâne o diferență care face în mod evident separare între ce este al lui Dumnezeu, sfânt, pus deoparte, și între ce este al diavolului, corupt, destrăbălat, păcătos și întinat. În al patrulea rând, biserica e de origine cerească și urmărește sfințirea sau sfințenia. Sfințenia e o stare, sfințirea este o acțiune, o căutare, o atitudine. Timp în care Babilonul e din lume și urmărește păcatul și destrăbălarea, priviți aceste două capitole și veți constata că omul dă frâu pornirilor animalice din interiorul lui până când manifestările lui ajung vecine cu nebunia. Nu mai au nicio limită, nu mai au rușine, nu se mai opresc. În al cincilea rând, biserica se concentrează asupra lucrurilor spirituale și nu face diferențe sociale. Fapte 3:6, 1 Corinteni 1:26. Timp în care Babilonul urmărește lucruri materiale și face diferență între oameni. Cei care n-au semnul fiare, ei îi omoară. Cei care au semnul scris Babilonul, spurcăciunea, prostituata, aceia au trecere, aceia se bucură de tot confortul, de tot belșugul Imperiului Mondial Unit. Ei fac diferențe sociale, ei urmăresc destrăbălarea. În al șaselea rând, Babilonul e numele scris pe fruntea celor care îl resping pe Hristos. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Versetul 5 din Apocalipsa 17. Timp în care biserica are scris pe frunte numele lui Dumnezeu. Apocalipsa 22:4. Vedeți? Un simplu nume scris pe frunte face diferența și noi spunem astăzi vis-a-vis de îmbrăcăminte, vis-a-vis de comportament, vis-a-vis de lucrurile mărunte și spunem noi, da ce, asta e important, ce, asta e păcat? Observați, un simplu nume scris pe frunte
face diferența. Și diferența aceasta e uluitor de mare, dar în aparență e doar două nume diferite. Un nume la unii, alt nume la alții, dar în spatele acestui nume e o lume. În al șaptelea rând, biserica se abține de la orice formă de violență, răzbunare, ură și răutate. Matei 5:39, timp în care Babilonul e concentrat pe violență. Are Biblia această expresie, îmbătat de sângele sfinților. Ce înseamnă un om beat? Un om plin de vin. Adică a băut atât de mult încât e îmbibat de vin, e îmbibat de alcool. E, Biblia folosește această expresie a îmbibării, plin de sângele sfinților. Adică atâția sfinți au omorât încât sunt plini de sânge, îmbibați de sânge. Violență dusă la nebunie. În al optelea rând, biserica e un organism spiritual condus de Scriptură și însuflețit de Duhul Sfânt, timp în care Babilonul e o organizație mondială condusă de diavolul și promovează interese meschine și păcătoase. În al nouălea rând, semnul bisericii e adorarea mielului, timp în care semnul Babilonului este adorarea fiarei. Priviți Apocalipsa 5:12-14 în contrast cu Apocalipsa 13:8. Biserica va fi protejată și răpită la cer de mire, 1 Corinteni 15, 1 Tesaloniceni 4, timp în care Babilonul va fi judecat și distrus pentru întotdeauna, Apocalipsa 18. Caracteristicile Babilonului în capitolul 17 și 18 din Apocalipsa. Sunt câteva caracteristici pe care vreau să le subliniez. Este foarte important să le ținem minte, pentru că aceste caracteristici sunt principii generale, nu sunt lucruri de amănunt. Lucrurile de amănunt din Apocalipsa ne pun în situația să le aplicăm în ani, în nume, în date. Lucruri care ne fac vulnerabil să nu se întâmple și să cădem de rușine prin faptul că tot ceea ce noi discutăm se înregistrează și peste ani de zile oamenii pot verifica dacă s-a împlinit sau nu. Însă lucrurile de principiu din Apocalipsa sunt ușor de interpretat pentru că sunt evidente, sunt importante, sunt prezentate în mod lămurit. Priviți, vă rog, capitolul 17, versetele 1 și 3. Femeia, sau alte denumiri pe care le are însemnând același lucru, prostituata, cetatea cea mare, Babilonul, va fi reședința centrală a lui Anticrist și a prorocului mincinos. De observat că în versetul 1 se spune că femeia stă pe ape, adică popoare. Priviți, vă rog, versetul 15, că se explică singur. Timp în care în versetul 3 spune că stă pe fiară, fiara e Anticrist. Dar în versetul 9, ea stă pe șapte munți sau șapte împărați. Observați că Biblia în capitolul 17 spune că femeia e prostituată, cetatea cea mare, stă pe trei elemente diferite unul de altul. Primul element, popoare. Apele întotdeauna, potrivit versetului 15, înseamnă oameni mulți la număr, națiuni. 2. Stă pe Anticrist, pe fiară. 3. Scriptura ne spune că aceste trei elemente, respectiv popoarele, naționalitățile din vremea sfârșitului, Anticrist și cei șapte munți sau cei șapte împărați, sunt cele trei elemente cu care Babilonul, care este în capitolul 17 prostituata și în capitolul 18 cetatea cea mare, se va identifica. Asta înseamnă că Babilonul se va identifica cu foarte mulți oameni din vremea aceea, cu cei mai mulți, cu Anticrist și cu cei șapte împărați care vor pregăti domnia lui Anticrist, Anticrist fiind al optelea. De asemenea, asta înseamnă că există un popor anti-Dumnezeu, gloatele acestea cu care se identifică femeia sau Babilonul. Există un anticrist și există un sistem mondial împotriva lui Dumnezeu numit Babilonul. Babilonul este orașul anti-Dumnezeu. Anticrist este omul anti-Dumnezeu. Iar naționalitățile care slujesc împreună cu anticrist sunt poporul anti-Dumnezeu. Observați, vă rog, că acest oraș, Babilonul, prezentat în capitolul 17 ca o femeie curvă
Și în capitolul 18, ca o cetate mare și tare, va primi câteva lovituri nimicitoare. Și aceste lovituri nimicitoare sunt în funcție de specificul în care sunt prezentate. În capitolul 17, pentru că este prezentat cu specific spiritual, primește o lovitură spirituală. În capitolul 18, pentru că are un specific economico-politic-social, va primi o lovitură economică, politică și socială. Lovitura spirituală o va primi de la fiară și de la oameni. Din capitolul 17, timp în care lovitura socială, politică și economică, din capitolul 18 o va primi de la Dumnezeu, după cum vom observa împreună. În concluzie, în capitolul 17 se vorbește despre două grupe de împărați. Și este foarte important să subliniem aceasta, pentru că prima grupă de împărați are un rol și formată din șapte, și a doua grupă de împărați are un alt rol și formată din 10. Observați cuvântul Domnului. Grupa celor șapte împărați, care este simbolizată de șapte capete, priviți vă rog versetul 3. Șapte munți sau șapte împărați, explicată în versetul 9 și 10. Acești împărați sunt înainte de fiară, când Imperiul lui Anticrist o să apară pe scena istoriei la sfârșitul vremurilor. Acești șapte împărați vor avea rolul lui Ioan Botezătorul. Ei vor fi înainte mergătorii lui Anticrist. Cei șapte împărați, pentru că Anticrist va fi al optelea, vor fi înainte de fiară, fiară înseamnă Anticrist, fiara stacojie, și ei vor pregăti imperiul. Probabil acești șapte împărați vor fi liderii continentelor, vor fi liderii marilor națiuni unite de pe continente, ei vor duce lumea la o globalizare totală, vor implementa toată tehnologia pentru ca Imperiul lui Anticrist, fiara, monstrul care va apărea, să poată lua conducerea de la cei șapte care intră în anonimat, și fiara va domina cu autoritate. Aceasta este prima grupă de împărați. Biblia spune când sunt șapte munți, când sunt șapte împărați. Versetul 3 propune ideea, iar versetul 9 o explică. Grupa a doua nu mai are șapte împărați, are 10. Diferența este faptul că nu mai sunt cele șapte capete, sunt cele 10 coarne. Această idee promovată în versetul 3, 10 împărați, este explicată în versetul 12. Numai că dacă cei șapte împărați au domnit înainte de fiară și fiara a fost al optelea, fiara e Anticrist, cei 10 împărați domnesc în același timp cu fiara. Cu alte cuvinte, fiara va avea 10 asistenți. Acești 10 asistenți sunt numiți cei 10 împărați care domnesc împreună cu ea. 17 împărați, 7 înainte de fiară, 10 în timpul fiarei. 7 înainte de fiară pe rând, 10 în același timp în timpul fiarei. Imaginați-vă ce îngrămădire de autoritate, ce îngrămădire de nebunie, ce coaliție disperată împotriva lui Dumnezeu. Toată autoritatea pământului se va concentra în șapte împărați care vor pregăti lucrurile pentru Anticrist, cum Ioan Botezătorul a pregătit pentru Hristos. Și când fiara, adică Anticrist, va veni pe scena istoriei și îl va avea ca asistent principal cu responsabilități religioase pe prorocul mincinos, care va avea responsabilității capitolul 17, unde Babilonul are semnificație spirituală și e numit prostituata, prostituată cu intenție de infidelă față de Dumnezeu. Infidelitate nu e în probleme de politică sau, sau sociale sau economie, ci în probleme de spiritualitate, de închinare, de pocăință, de credincioșie. Adică prorocul în capitolul 17 face o biserică falsă. Cu această biserică falsă cucerește pământul. Anticrist va avea o religie puternică, foarte puternică. Va avea predicatori iscusiți, iar în fruntea lor pe prorocul mincinos, pe patriarhul lor. Și în prima parte se pare a necazului cel mare, această politică religioasă a lui Anticrist va câștiga toți oamenii. Oamenii întotdeauna au fost sensibili la spiritualitate, indiferent că e falsă sau corectă. Omul, dacă n-are reperul biblic, nu mai știe dacă ce face e corect sau nu. De unde să știu eu dacă religia mea e bună sau nu, dacă nu folosesc Scriptura ca un etalon ce face diferența între bun și rău? Dacă n-ar fi Biblia, de unde am ști noi ce-i bine și ce-i rău? Unde s-ar mai face diferența între bun și rău dacă n-ar fi Biblia să facă diferența între bun și rău? Ce e în dreapta e bun, ce e în stânga e rău. Ei, în vremea aceea, nemai fiind cunoștință de Scriptură,
atunci religia va fi idolatră și anticrist îl va folosi ca un episcop general pe prorocul mincinos. Versetul 16 ne spune că fiara și cei 10 împărați vor distruge prostituata. Aici vreau să ne oprim și să observăm un lucru greu de înțeles. Observați cuvântul Domnului, versetul 16. Cele 10 coarne, cine sunt cele 10 coarne? Am spus mai devreme, în versetul 12 se explică. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția, ci o vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Observați cei 10 împărați împreună cu fiara al 11-lea super împărat, care în fruntea lor și e reprezentantul sistemului mondial unit al vremurilor sfârșitului. Dar numai că în versetul 16 din capitolul 17 se întâmplă un lucru ciudat și greu de înțeles. Îl recitesc. Cele 10 coarne, adică cei 10 împărați care domneau împreună cu fiara, și fiara al 11-lea super împărat, observați, cei 10 și fiara în fruntea lor, vor urî pe prostituată, pe cine? Pe cetate, pe sistemul unit. Dar partea spirituală a sistemului unit, versetul 16, o vor urî pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. Carnea o vor mânca și o vor arde în foc. De ce? Dumnezeu le-a pus asta pe inimă. Babilonul are semnificație religioasă, este prezentat ca un sistem religios. Autoritatea lui însă va fi distrusă, timp în care în capitolul 18 semnificația nu mai e religioasă, ci e politică, socială și economică. Este prezentat aici în capitolul 18 ca o cetate tare, mare, bogată, adică aspectul politic, fizic, social. Acest aspect al capitolului 18 va fi distrus de Dumnezeu, timp în care aspectul spiritual din capitolul 17 va fi distrus de însăși fiara. Fiara va distruge aspectul religios al sistemului ei. Mi se pare greu de înțeles lucrul acesta, măcar că e ușor de înțeles, așa că mai insist puțin. Fiara va apărea pe scena istoriei ca un lider al guvernului unit, al sistemului mondial unit. Acest sistem mondial unit va fi alcătuit de 7 împărați care vor domni înainte. Ei vor globaliza lumea, ei o vor pregăti, vor fi Ioan Botezătorul. Fiara va apărea și va fi reprezentant împreună cu 10 ajutori, asistenți. Pentru aspectele religioase ale sistemului se va ocupa prorocul mincinos, explicat în capitolul 17. Numai că, la un moment dat, probabil la jumătatea necazului cel mare, acum depinde de momentul în care așezăm răpirea în reperul acesta numit necazul cel mare, dintr-o dată fiara distruge sistemul, de fapt nu sistemul, ci o parte a sistemului mondial unit. Distruge caracteristica spirituală, partea religioasă a sistemului mondial unit. Observați versetul 16. Cei 10 împărați împreună cu fiara au omorât prostituata. Prostituata este numele Babilonului cu conotație spirituală. Timp în care în capitolul 18 cetatea cea mare este numele Babilonului cu conotație economică, politică și socială. Asta înseamnă că anticrist la un moment dat în sistemul acesta al lui anticrist se va întâmpla o partidă, o revoltă. Va avea loc acolo o neînțelegere și atunci fiara și cei 10 împărați, adică anticrist și cei 10 împărați, vor distruge aspectul religios, partea de imoralitate, de destrăbălare, pe prostituată, adică această caracteristică din sistemul mondial unit, ei o vor distruge, o vor elimina. Este foarte greu să ne imaginăm ce înseamnă asta acum. Putem să dăm curs imaginației și să spunem că îl va omorî pe prorocul mincinos, că va desființa religia, va desființa absolut tot ce este religios și ce are legătură cu închinarea și cu spiritualitatea în sistem. Dar toate acestea nu sunt decât păreri, decât puncte de vedere, decât manifestări ale anticipării, ale imaginației umane.
Scriptura spune doar în versetul 16 că fiara s-a unit cu cei 10 împărați cu care domneau și conduceau sistemul unit și au distrus-o pe prostituată. Dar cine era prostituată? Era reședința lor. Este ca și cum noi ne ducem și ne distrugem office-ul. Sau un om care lucrează la sendui se duce și își distruge mașina cu care se înduiește. Sau un șofer pe bas își distruge basul. Sau o bucătăreasă dă cu toate tigăile de pământ și cu toate cratițile și cu toate castroanele și își dă foc la frigider și la aragaz și la urmă cu ce mai gătește. Observați că Anticrist și-a distrus prostituata, care este cetatea lui, e reședința lui, este sediul sistemului lui. Este așa de greu de anticipat cum se va manifesta în mod real asta în istorie. Sunt predicatori care merg mai departe cu aceste anticipări, însă aș vrea însă să ne oprim aici cu ideile acestea, fără să dăm curs amănuntelor și să mergem mai departe în lucrurile principiale ale cărții Apocalipsa. Observați, vă rog, că în capitolul 18, sistemul mondial este prezentat ca un oraș, timp în care în capitolul 17 este prezentat ca o femeie infidelă bărbatului ei, adică un sistem de închinare de biserici, idolatru, infidel lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, în capitolul 18, cetatea cea mare, acesta este numele reprezentativ al Babilonului. Babilonul este reședința lui Anticrist. Anticrist nu va distruge Babilonul, el va distruge o parte a structurii. Adevărata distrugere a Babilonului o va realiza Dumnezeu. Se pare că ultimul potir, așa cum vom observa imediat, din capitolul 16 se ocupă cu asta. Lăsați-mă să citesc versetele de la 17 la 21. Deci Apocalipsa capitolul 16. Al șaptelea înger a vărsat potirul lui în văzduh. Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: s-a terminat, s-a isprăvit, tetelestai. Și a urmat fulgere, glasul, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare cum n-a mai fost de când e omul pe pământ, n-a mai fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare, cine e cetatea cea mare? Babilonul. Observați că în capitolul 16 se vorbește înainte de 17 și 18 de distrugerea cetății celei mari. De ce? Cartea Apocalipsa nu vorbește într-o ordine cronologică în timp despre derularea evenimentelor. Câteodată, cu un capitol înainte, se vorbește despre lucruri care se vor întâmpla în urma lucrurilor care se vorbește în capitolul următor. De aceea cartea Apocalipsa este o carte greu de interpretat. De ce? În capitolul 16 se scriu lucruri care se vor întâmpla după capitolul 18. Cât de greu este să le iei și să le pui în ordine? Poate din punct de vedere absolut este imposibil pentru noi oamenii. Dar să continuăm citirea. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți. Observați, capitolul 17 și 18 nu surprinde acest amănunt, dar capitolul 16 îl surprinde. Și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare. Cine? Cetatea cea mare. Care? Care a fost împărțită în trei părți. Ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. Observați, aici nu-i vorba de ce distruge fiara și cei 10 împărați, și e vorba de ce distruge Dumnezeu. Potirul nu-l varsă fiara și cei 10 împărați, coaliția de autoritate a conducerii sistemului mondial. Ei distrug partea spirituală a cetății, a imperiului, a reședinței, dar partea politică, socială, economică și fizică o va distruge Dumnezeu prin ultimul potir. Priviți, vă rog, versetul 21. O grindină mare, ale căror boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindenii, pentru că această urgie era foarte mare. De ce au hulit ei pe Dumnezeu? Ei l-au hulit pe Dumnezeu pentru că erau oameni necredincioși. Mintea lor era o minte necurată, întunecată și ei nu știau decât să înjure. Observați la un om credincios, când îi se întâmplă un lucru rău, spune: Doamne, ai milă de mine. Un om necredincios, când îi se întâmplă un lucru rău, înjură pe Dumnezeu, pe Maică, să înjură pe cineva. Pentru că așa e obișnuit.
Observați, vine grindina peste ei și omoară și ei înjură, ei blesteamă, ei hulesc, pentru că asta au făcut o viață întreagă. Din prisosul inimii vorbește gura. O inimă nebună spune cuvinte nebune. Că de nu s-or pocăi ei atunci dacă nu s-au pocăit o viață întreagă. L-au hulit pe Dumnezeu toată viața și îl hulesc și acum. Așa de bine se potrivesc cuvintele care le vom citi mai târziu în lecțiile următoare. Cine-i sfânt să se sfințească, cine-i nebun să fie nebun în continuare. Observați? Vine o vreme când pocăința nu mai e o alternativă. Astăzi pocăința e o alternativă, e o soluție, e ceva ce devine o provocare. Dar vine o vreme când pocăința nu mai e o provocare. Devine o provocare trecută pe care ai pierdut-o. Astăzi e o provocare prezentă și poate chiar viitoare. 2. Cetatea cea tare. Acestea sunt caracteristici ale particularităților fizice, economice, politice, sociale ale Babilonului, respectiv capitolul 18, versetul 10. Cetatea cea bogată, versetele 3 și 7. Cetatea comerțului și finanțelor, versetele 9 la 19. Cetatea curviei, versetele 3 și 5. Cetatea demonilor, versetul 2. Religia mondială este distrusă de politica mondială. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Politica lui Anticrist a distrus religia prorocului mincinos. Capitolul 18 a distrus capitolul 17. Politica din Imperiul lui Anticrist, din motive pe care Biblia nu le spune în mod direct, a distrus idolatria și închinarea și forma de spiritualitate din vremea aceea. Anticrist cu mâna lui și cu cei 10 împărați a distrus o parte a imperiului său. Vine Dumnezeu și distruge ce a mai rămas în capitolul 18. Unii cred că cetatea cea mare va fi Imperiul Roman, renăscut pe cele 7 coline, la est de Tibru. Aduceți-vă aminte de cele 7 coline. Palatin, Capitoliu, Caelius, Escaulin, Viminal, Quirinal și Aventin. Acestea sunt cele 7 coline, celebrele 7 coline pe care s-a zidit Roma. Și întotdeauna teologii, filozofii, istoricii, când au auzit de cele 7 coline, s-au gândit la Roma. În Biblie de multe ori se vorbește despre cei 7 munți. De aceea teologii de-a lungul timpurilor, când au interpretat Daniel și Apocalipsa, s-au gândit la Imperiul Roman care va renaște. Și mulți cred că Babilonul va fi în Europa. De aceea cred asta, că Babilonul va fi în Europa, în Biserica Catolică sau în Imperiul Roman renăscut. Dar aceasta este doar o opțiune. Mai există încă una la fel de viabilă. Alții cred că cetatea cea mare va fi pe locul antic, pe malul Eufratului, pe locul antic al primului Babilon, pe locul Eufratului. Și acum ascultați-mă, în Emiratele Arabele Unite, care reprezintă o federație de câte state? 7. Care sunt? Abu Dhabi, Dubai, Marele Dubai, despre care vom vorbi puțin dacă mai avem timp, Sharjah, Ajman, Al-Quaivan, Ras Al-Khaimah și Fujairah. Acestea sunt cele 7 state ale Arabelor Emirate Unite. 7 la Roma, 7 pe fostul Babilon, pe malul Eufratului. Priviți două râuri, Tibru în Europa și Eufratul în Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe au devenit independente în 1971, când britanicii și-au retras trupele din Golf. Dubai este una dintre marile minuni ale lumii și este o provocare a luxului nebun în viitor. Dubai este orașul cu cele mai mari perspective în viitor. Ei vor să construiască cel mai înalt turn din lume, peste 160 de etaje, mai înalt decât orice există astăzi. Va costa peste 20 de miliarde de dolari, făcut în nisip. Vor munci peste 20.000 de muncitori. Are cel mai luxos și scump hotel din lume, Burj Al Arab. O cameră costă aproximativ peste 1.200 de dolari pe noapte. Perspectiva Babilonului pe malul Eufratului ar așeza în cea mai prosperă zonă a lumii. Babilonul. Babilonul trebuie neapărat să fie o cetate bogată, o cetate prosperă, o cetate care are legături comerciale, care e la intersecții, o cetate care are bani, o cetate care are resurse. Care sunt resursele continentului american? Care sunt resursele continentului european? Că dincolo de cultură ce mai are? Care sunt resursele continentului australian?
Care sunt resursele continentului asiatic și african? Ei, observați, vă rog, următorul lucru. Perspectiva Babilonului pe malul Eufratului, care este un punct de vedere pe care teologii îl subliniază, este faptul că zona aceasta este cea mai prosperă a lumii și are resursele cele mai mari pentru viitor. Și dacă acestea vor fi tăiate pentru restul lumii și se vor canaliza pentru Dubai și pentru zona aceea, zona aceea va înflori în mod incredibil, în așa fel încât Babilonul să devină o minune, după cum a fost grădini suspendate. Ce sale a grădini suspendate? Am văzut de ună zi, probabil și dumneavoastră ați văzut, un iaht, un super iaht cu grădini, cu palmieri. Greu de explicat, o nebunie a luxului, a orgoliului uman. Ei bine, zona aceasta este la 50 de kilometri de Bagdad, aproape de Teheran, de Kuwait, de Riad, capitala Emiratelor Arabe Unite, zona cu cea mai mare concentrare de petrol din lume, deci cea mai bogată. Dacă ar tăia petrolul pentru America, ați văzut câte mașini mișună pe aici? Dacă ar tăia petrolul pentru Europa, pentru Australia și pentru toate celelalte zone ale lumii, ce s-ar întâmpla cu aceste zone ale lumii? Ce face America fără petrol? Deci, fără bani, deci, fără curent, deci, fără mișcare. Unii propun datorită trecutului, că este Europa, Roma. Alții propun datorită prezentului, că este undeva în zona Golfului, în Orientul Mijlociu. Însă, indiferent unde va fi Babilonul, va fi undeva. Și va fi așa cum îl spune Scriptura. Numai că, observați, Babilonul acesta, care va îngrămădi știința, tehnologia, bogăția, luxul, destrăbălarea și persecuția, aceste lucruri vor fi îngrămădite în el și vor fi particularități caracteristice ale lui, dominante. Totuși va ajunge o vreme când Anticrist și cei 10 împărați, ce au făcut ei prostituatei, așa le va face Dumnezeul lor. Pentru că ei vor face război cu mielul și mielul cu mâinile perforate îi va birui. Și îi va birui pentru întotdeauna, pentru că el este Dumnezeul Dumnezeilor, el este împăratul împăraților, el este regele regilor și el este Domnul. Lăudat să fie numele lui. El este Domnul meu și el este Domnul dumneavoastră. Pe el nu-l va învinge Anticrist. Anticrist îi va învinge pe sfinți, dar nu pe șeful lor, pe Iisus Hristos. Anticrist va cuceri lumea, dar nu-l va cuceri pe Dumnezeul lumii, adică pe Dumnezeul cerului și al pământului. Anticrist va fi învins. Observați ce spune Scriptura. El va deveni de plâns, Babilonul va deveni de plâns de împărații pământului, versetul 9, de negustorii pământului și de cârmacii mării și de toți marinarii. Însă toți aceștia, timp în care îl vor plânge, sfinții se vor bucura și vor cânta. Care este aplicația practică? Și ne despărțim în seara aceasta de acest subiect care poate fi comentat mult și bine, din multe puncte de vedere. Ne despărțim de el cu următorul îndemn, care e îndemnul Scripturii. Și Scriptura subliniază acest îndemn atunci când spune următorul lucru, în versetul 4. Apoi am auzit un alt glas care a zis: ieșiți din mijlocul lor. Ieșiți din mijlocul lor. Pentru că așa s-a întâmplat odinioară în Sodoma și Gomora. Lot a stat acolo. Și despre Lot putem face o predică să spunem că a fost un om compromis și avem dreptate. Dar putem face și o predică în care spunem că a fost un om al lui Dumnezeu și iar avem dreptate. Pentru că amândouă aceste aspecte s-au regăsit în același individ. După cum în toți oamenii care au trăit pe pământ se regăsește dintr-un anumit punct de vedere sfințirea și dintr-un alt punct de vedere căutarea de Dumnezeu. Dar la un moment dat vine Dumnezeu la Lot și îi spune: ieși. Și Lot iese. Și mai târziu scriitorul epistolei către evrei spune: neprihănitul același chinuia sufletul acolo. A venit o vreme însă când un înger l-a apucat de mână și l-a scos, spunându-i: ieși că-i dau foc. Lumea aceasta în care avem case, mașini, proprietăți, într-o zi va arde ca un băz de chibrit.
Și Dumnezeu ne spune astăzi, deocamdată, la modul figurat și mâine la modul fizic. Astăzi, la modul figurat, ne spune următorul lucru. Dezlipiți-vă inima de tot ce înseamnă lume, materie. Dacă aveți clădiri, bucurați-vă de ele, dar nu vă lipiți inima de ele. Dacă aveți bani, bucurați-vă de ei, dar nu vă lipiți inima de ei. Dacă aveți posesiuni de orice formă, bucurați-vă de ele, administrați-le cu demnitate, dar nu vă lipiți inima de ele, pentru că vor arde și dacă sunteți agățați de ele, atunci veți arde împreună cu ele. Sfârșitul acestui subiect este pozitiv și este adresat sfinților, spunând, ieșiți din Babilon, ieșiți din încurcătură, ieșiți din nebunie, din amestecătură, ieșiți din idolatrie, ieșiți din ce înseamnă păcat, uitați-vă la voi, mai sunt anumite scame, anumite slăbiciuni, anumite greșeli, anumite apucături, anumite lucruri slabe, curățiți-vă de ele, eliberați-vă de ele, corectați-vă, uitați-vă cu modestie, cu smerenie, uitați-vă cu ochii lui Dumnezeu, nu de sus, nu cu orgoliu, nu cu atitudine de superioritate, nu de pe poziția de perfecți, faceți asta pentru viitorul veșnic al sufletelor dumneavoastră, ieșiți din mijlocul lor că îi dau foc, spune Domnul. Aș vrea să ne luăm timp și să ne rugăm. Noi suntem oameni din carne. Noi nu suntem din Babilon. Dar poate ne mai miros hainele a Babilon. Poate mai avem anumite obiceiuri. Știți dumneavoastră, noi nu mai trăim în România, dar câteodată în casă mai avem obiceiuri din România. În biserică mai avem obiceiuri din România. În viața noastră profesională sau de oricare alt fel, mai avem obiceiuri din România. Asta nu-i rău, că n-are conotație morală. Dar când în viața noastră spirituală mai avem obiceiuri păcătoase din Babilon, asta e rău. Cine mă poate obliga pe mine să mă pocăiesc dacă nu vreau? Cine te poate obliga pe dumneata să te pocăiești dacă nu vrei? Cine e născut din femeie nu e neprihănit. Are perspectiva neprihănirii. Ieșiți din Babilon, este mesajul final al lui Dumnezeu, că îi dau foc. Aș vrea să vă invit, frații mei, surorile mele cu care alerg pe calea pocăinței, să ne oprim pentru rugăciune și fiecare dintre noi să ne uităm la noi, să ne uităm la casele noastre, scumpii mei, să știți că ia foc Babilonul. O parte îl va distruge fiara, iar restul va distruge Dumnezeu, neapărat, sigur, fără dor și poate. Dar noi trebuie să ieșim din el, că altfel vom fi distruși împreună cu el. Puneți-vă la adăpostul pocăinței, dacă neprihănirea nu este o carte, care, o haină care să ne protejeze. Aduceți-vă aminte ce spunea psalmistul, să mă protejeze neprihănirea. Ori de câte ori nu mai există neprihănire, ne facem vulnerabili și ne lovesc. Dar atunci când ne acoperă neprihănirea, suntem protejați, suntem infailibili, suntem la adăpost. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în această seară, să ne recunoaștem slăbiciunile, greșelile, poate păcatele, să ne smerim înaintea Domnului, să ne înnoim viața, să o luăm de la început, să folosim experiența de anumite greșeli, cădere, alunecări de până acum și să devenim în sfârșit oamenii pe care îi caută Dumnezeu, îi popor sfânt, ne ridicăm înaintea Domnului, ne ridicăm înaintea Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.